Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 8 și 9. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Până aici. Dacă acest verset ar fi, sau aceste două versete ar fi fost adresate unor oameni necredincioși, poate, întrebarea Domnului Hristos, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, ar avea poate o altă greutate și am înțelege-o mai ușor. Când însă întrebarea aceasta se adresează lui Filip și, prin extensie, posibil ucenicilor, ne dăm seama că această întrebare ne privește și pe noi în mod direct și, ca atare, vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să putem poposi pe marginea acestui text și să vedem ce ne poate învăța Scriptura pentru viața noastră de fiecare zi. Filip, iată, era împreună cu Domnul Hristos și cu ucenicii, era în odaia de sus. Și acolo, în discuția aceasta tainică, profundă, de inimă, în care Domnul Hristos îl prezenta pe Tatăl, prezenta făgăduința Mânghietorului, când, iată, era acea atmosferă dumnezeiască, Filip pune o întrebare, își exprimă o dorință și exprimă el dorința aceasta, care la prima vedere, cum vom vedea, pare una legitimă, pare una să manifeste o anumită spiritualitate și o anumită creștere, o anumită năzuință spre mai mult, dar în realitate trădează o anumită deficiență, trădează un anumit raport față de persoana Domnului Hristos și vom explica acest aspect. Filip stăduse cu Domnul Hristos 3 ani și jumătate. Auzise mesajul său divin, văzuse minunile extraordinare pe care Domnul Hristos le făcuse, era Dumnezeul adevărat în persoana Domnului Hristos, el era Dumnezeul adevărat și viața veșnică și în ciuda prezenței sale a Domnului Hristos, în ciuda acestor minuni extraordinare, în ciuda cuvântului său cel veșnic, iată, Filip pare că nu este mulțumit. Pare că dorește ceva mai mult. Pare că dincolo de prezența Domnului Hristos, ceva în inima lui dorea mai mult și prezența Domnului Hristos părea că nu îl împlinește în mod suficient. Este oare posibil așa ceva în viața unui om, dacă în viața ucenicilor și în mod particular a lui Filip a fost valabil, dacă el care a fost contemporan cu Domnul Hristos, dacă el care a văzut toate minunile și a auzit toate cuvintele Domnului Hristos, iată, pune o astfel de întrebare sau își exprimă o astfel de dorință, cred că și noi, cei credincioși, la rândul nostru, putem fi în ipostaza în care să dorim în mod greșit ceva mai mult decât Domnul Hristos. Aș începe spunând un aspect și o întrebare. O întrebare ar fi aceasta, cât împlinește Domnul Hristos viața noastră? Cât este El de suficient pentru viața noastră? Orice aspirație, orice dorință, orice pretenție, orice manifestare firească a unui om denotă o insuficiență a Domnului Hristos în viața personală. În momentul în care dorești lucruri dincolo de prezența sa, de glorificarea sa, de mărturisirea numelui său, în momentul în care te manifesti și Domnul Hristos nu este proslăvit, acolo demonstrezi prin viață că El nu este suficient pentru viața personală. În Coloseni 2:10 cuvântul spune, voi aveți totul de plin în El care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Iată, omul credincios are suficiența totală de plină în Domnul Hristos. Dacă tu ca om credincios, noi ca oameni credincioși ne regăsim bucuria, pacea, împlinirea, părtășia, dragostea, totul în El, nu vor exista pretenții, cereri, căutări, năzuințe care sunt firești și care lovesc în atât suficiența și gloria Domnului Hristos. Psalmul 119, versetul 14, cuvântul spune, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Cu alte cuvinte, cuvântul spune că atunci când asculți de cuvântul lui Dumnezeu sau când urmezi învățăturile sale, te bucuri de parcă ai avea toate comorile. Ai această atot suficiență în Dumnezeu, în Domnul Hristos. De ce? Pentru că urmarea învățăturilor Domnului Hristos te face să te regăsești, să fii complet suficient în Domnul Hristos. Desigur că atunci când în viața personală Domnul Hristos nu este totul pentru tine, sau dacă în viața personală nu urmezi învățăturile sale în ascultare, El va fi insuficient, nu te vei bucura de parcă ai avea toate comorile și vei căuta, vei găsi, vei încerca suficiență în ceea ce înseamnă inițiative firești.
în ceea ce înseamnă practici lumești, în ceea ce înseamnă conduită de viață străină de persoana Domnului Hristos. Există această excludere reciprocă, autosuficiența Domnului Hristos implică o viață după voia sa și insuficiența Domnului Hristos în viața personală duce la o căutare a suficienței în lucrurile firești ale lumii acesteia. Isaia 55, versetul 2, cuvântul spune: de ce cântărești argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce dai câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Ce spune cuvântul este același lucru: credinciosul care își găsește delectarea, desfătarea, împlinirea, găsește totul în persoana Domnului Hristos. Și dacă le regăsești în El, dacă El este totul și deplin în El, dacă harul Lui ne este îndeajuns, acel credincios va vorbi din prisosul inimii sale, va vorbi din plinătatea Domnului Hristos din ființa sa și nu-și va găsi suficiența, împlinirea în ceea ce înseamnă lumea aceasta, practicile lumii acesteia sau orice manifestare firească pe terenul adunării. De ce cântărești argint? Pentru un lucru care nu hrănește. Pentru ce să te irosești? De ce să te consumi? De ce să te epuizezi intelectual, fizic și ca timp în lucruri care nu hrănesc, care nu zidesc, care nu au un aport constructiv pentru viața personală și viața de adunare? Pentru ce? Nu este nicio noimă, nicio logică în orice inițiativă umană, creștină, care nu te duce la zidire și la zidirea și la hrănirea trupului Domnului Hristos. De ce dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Nu doar că aspectele în afara ascultării de Domnul Hristos nu hrănesc, dar acestea nu satură. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că omul firesc, omul adamic, în ființa unui om credincios, acesta, dacă se va manifesta, va duce la un cerc vicios, va duce la manifestări care merg din rău în mai rău. De ce? Pentru că tot ceea ce este în afara ascultării de Domnul Hristos, tot ceea ce nu este El suficient în viața noastră, va duce la căutări, la manifestări, la inițiative, la poziții care nu satură. Le vei face și vei vedea că nu ești împlinit. Le vei iniția și vei vedea că nu ți aduc pace, nu aduc zidire, nu aduc acea unitate în trupul Domnului Hristos. De ce? Pentru că în afara Domnului Hristos, a caracterului Său, a cuvântului Său, a ascultării de El, nimic nu satură. Nu poți să fii un om împlinit în afara perimetrului ascultării de Domnul Hristos. Nu poți să fii un om bucuros și în pace dacă nu ești în acest perimetru și nu vei fi săturat. Nu vei fi un om împlinit. Nu te vei regăsi pe tine ca om împlinit în Domnul Hristos, în adunare și în relația cu frații. De ce? Pentru că îți dai câștigul muncii, îți dai timpul, energia, intelectul, preocupările și planurile tale pentru un lucru care este firesc și care nu satură. Biblia spune: ascultați dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. În momentul în care te desfătezi în cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu îl asimilezi, îl trăiești și îl împărtășești prin viața personală, cu siguranță nu te vei mai regăsi nici pe departe în ceea ce înseamnă orice lucru firesc al lumii acesteia. În Efeseni, capitolul 1, versetul 23, cuvântul spune că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Hristos căpetenie bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Biserica este văzută în epistola lui Pavel către Efeseni ca fiind trupul Domnului Hristos și este plinătatea Domnului Hristos, acela care împlinește, care umple, care plinește totul în toți. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că biserica, trupul Domnului Hristos, este plinătatea Domnului Hristos și implicit Domnul Hristos umple toate lucrurile și El umple biserica sa. Dacă Domnul Hristos este plinătatea în viața personală și El trebuie să fie, atunci evident că El este atot suficient și dincolo de El nu-ți mai trebuie nimic. Cum ar suna oare în viața unui om și în mentalitatea unui om o astfel de rațiune? Dacă aș avea cu tare lucru, aș fi un om mulțumit. Dacă s-ar face cum spun eu, aș fi un om mulțumit. Dacă s-ar accepta decizia mea, aș fi un om mulțumit. Toate acestea trec dincolo de atotsuficiența persoanei Domnului Hristos. Dacă l-ai pe El, ai totul. Dacă l-ai pe El, ești mulțumit cu toate. Și dacă l-ai pe El, vei vorbi din El și El va prevala în mod fundamental în trăirea și în vorbirea noastră. Tot ceea ce trece dincolo de ființa sa slăvită este un perimetru care nu este în ascultare, în călăuzire, este un perimetru al firescului nostru. Și repet, insuficiența lui în viața personală, ca aprofundare a lui, ca ascultare, ca pocăință în viață, va duce la căutarea unei suficiențe, a unei împliniri, a unor rezolvări în afara perimetrului Scripturii
și Dumnezeu nu aprobă niciodată așa ceva. În 2 Corinteni 2 cu 10, Apostolul Pavel spune, când vorbește despre mireasma care este credinciosul pentru Domnul Hristos în lumea aceasta, el pune o întrebare: și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Sau cu alte cuvinte, Apostolul Pavel pune întrebarea în fața unei chemări cerești, în fața gloriei morții Domnului Hristos și a mântuirii sale, în fața a ceea ce Dumnezeu ne-a răscumpărat prin el și ne-a dat ca poziție prin el, pune Apostolul Pavel o întrebare: cine este suficient? Cine se califică? Cine poate oare să fie demn de o astfel de chemare și să se califice înaintea lui Dumnezeu pentru a duce Evanghelia și pentru a fi cu adevărat o mireasmă? Și tot el spune: nimeni nu ar fi suficient prin sine însuși, ci putem totul prin Domnul Hristos care ne întărește. Dumnezeu pune întrebarea: noi ca oameni suntem insuficienți, nu suntem de ajuns, nu ne putem ridica la înălțimea chemării sale. Dar oare cum este el față de noi? Este Domnul Hristos atot suficient? Este el totul pentru noi? Dacă el va fi totul pentru noi, nu la modul declarativ, ci la modul credibil în inima noastră, în credința ființei noastre, atunci nu ne va mai trebui nimic în plus. Nu va mai trebui nicio dorință, nicio aspirație, nicio cerință care să împlinească ființa noastră ca oameni credincioși. Mi-a tras atenția lucrul acesta pentru că Filip, la prima vedere, el are o inițiativă spirituală. La prima vedere, Filip spune: Doamne, vreau să-L văd pe Tatăl. Ce era greșit la prima vedere în acest aspect? Ce era greșit în viața lui Filip să spună: Doamne, eu vreau mai mult, eu vreau să cresc spiritual, eu vreau să-L cunosc pe Tatăl, eu vreau să cresc pe latura aceasta a cunoașterii și aceasta înseamnă să-L cunosc pe Tatăl. Problema de fond este că sub masca unor cerințe spirituale, unor demersuri spirituale, unor înțelegeri spirituale, unei creșteri spirituale, se ascunde ceva extrem de subtil. Și vom vedea ce anume. Pentru că Domnul Hristos îi spune: Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, tu ai totul și deplin în mine. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Când dincolo de Domnul Hristos dorești mai mult, dorești altceva, dincolo de persoana sa dorești altceva, sub masca aceasta a spiritualității, în realitate este subminată autoritatea Domnului Hristos, suficiența persoanei sale, și de asemenea Biblia spune că Domnul Hristos era una cu Tatăl, este una cu Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Când Domnul credincios nu-și găsește împlinirea în Domnul Hristos, va intra pe un teren firesc în mod categoric. Când omul credincios nu-și găsește desfătarea și împlinirea în cuvântul lui Dumnezeu și împărtășia cu Domnul Hristos, sub masca spiritualității, va iniția demersuri, acțiuni, decizii, care în realitate subminează două aspecte fundamentale, și anume persoana Domnului Hristos ca tot suficiență și, în al doilea rând, unitatea sa cu Tatăl. Iar Domnul Hristos spunea: Tată, vreau ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una. Sau, cu alte cuvinte, Dumnezeu dorea, Domnul Hristos dorea unitatea în trupul Domnului Hristos. Și când îți dorești mai mult decât este El, nu la modul, repet, declarativ, ci prin ceea ce faci, El nu este suficient și vrei împlinirea în orice altceva, în realitate este subminată persoana Domnului Hristos și este subminată rugăciunea Domnului Hristos, aceea ca biserica să fie una, așa cum Domnul Hristos este una cu Tatăl. Fără poate să fim conștienți, multe inițiative ale oamenilor, chiar credincioși, repet, sub coaja aceasta a spiritualității, a progresului, lovesc în autosuficiența Domnului Hristos și în unitatea trupului Domnului Hristos, care în realitate este o reflectare a unității între Domnul Hristos și Tatăl. Biserica ca unitate nu este doar un concept teologic, ci este o reflectare a realității spirituale, a unității între Dumnezeu, Tatăl și Fiul. Și ori de câte ori, iată, un om poate, sau noi, într-un fel sau altul, putem afecta, mai mult sau mai puțin, unitatea trupului Domnului Hristos. Este, în esență, un prejudiciu adus gloriei la care Dumnezeu ne-a chemat, și anume să reflectăm unitatea între Tatăl și Domnul Hristos. Mai departe, aș dori să vedem ce spune cuvântul: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Este oare posibil așa ceva, să fii cu Domnul Hristos și să nu-L cunoști? Nu mă refer la cunoașterea Lui ca Mântuitor, nici pe departe. În privința aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem nădejdea că L-am cunoscut pe El prin credință și pocăință, dar este posibil în viața de credință să mergi împreună cu El pe drum și să nu-L cunoști? E bine, Evanghelia după Luca, în capitolul 24, prezintă acest moment în care doi ucenici mergeau spre Emaus și discutau cu ei, culmea,
despre tot ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim. Erau subiecte fierbinți, subiecte de actualitate. Iar Domnul Hristos se apropie de ei și mergea împreună cu ei pe drum. Ai fi putut spune, cum să nu recunoști pe acela cu care ai stat aproape fiecare zi? Cu excepția probabil a lucrărilor misionare care le-au făcut doi câte doi, ucenicii aceștia au stat zilnic cu Domnul Hristos. Și iată, el înviază și nu-l recunosc ca Domn Hristos înviat. Și Domnul Hristos se apropie de ei, mergea împreună cu ei. Aceștia vorbeau despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim. Vorbeau despre el care era un proroc mare în fapte și în cuvinte. Și deși vorbeau despre el, nu-l cunoșteau. Lucrul acesta este extrem de important, pentru că nu a vorbit despre Domnul Hristos înseamnă că îl cunoști. Sunt oameni teologi în lumea aceasta care n-au nicio legătură cu Evanghelia și vorbesc, predau în institute teologice. A vorbi despre Dumnezeu nu este echivalent cu a-l cunoaște, ci înseamnă să-l cunoști doar intelectual, doar la modul acesta istoric, doar ca un fapt petrecut într-un timp. Dar a cunoaște pe Domnul Hristos, a te face una cu El, a avea părtășie cu El și a trăi viața Lui în lumea aceasta, este cu totul altceva. De aceea, iată un prim aspect, poți să cunoști Scriptura, poți să vestești Scriptura, poți să vorbești despre El și uneori cu patos și totuși să nu-L cunoști pe El. Poate îl cunoști într-un caz fericit ca mântuitor personal, slavă Domnului, dar să nu-l cunoști pe el ca domn stăpân care îți guvernează viața, ca acela care se dorește a fi o reflectare a caracterului său în viața ta personală. Cunoașterea lui înseamnă, implică cunoașterea cuvântului, dar cunoașterea cuvântului singulară nu este suficientă pentru a-l cunoaște pe el. Pentru că a-l cunoaște pe el prin cuvânt înseamnă să ai Duhul Sfânt în inimă, să ai acela care îl descoperă pe Domnul Hristos, care te călăuzește și care te transformă în chipul său. Un alt aspect este acela că Domnul Hristos, iată, se apropie de ei și le vorbește din Scriptură tot ceea ce era cu privire la el. Dacă un frate sau un altul vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, poate uneori am înțelege, știu eu, reticența unor oameni în a nu fi ascultător față de cuvânt, dar când Domnul Hristos vestea Evanghelia, când Domnul Hristos explica cuvântul lui Dumnezeu profețiile, este incredibil că inima acestor doi ucenici care mergeau spre Emaus rămâne impasibilă și exclamă ei, cum nu ne ardea inima noi? Când nu-l cunoști pe Domnul Hristos ca Domn și Stăpân în viață, apare o reacție evidentă față de cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, acesta nu te mai mișcă, acesta nu te mai schimbă, acesta nu mai este o autoritate în viața personală, ci este doar o lectură, poate ca oricărei alte cărți. Când stai în prezența cuvântului lui Dumnezeu și vezi dincolo de el pe autorul acestuia, pe Dumnezeu, cu siguranță acest cuvânt te va schimba, acest cuvânt te va transforma și acest cuvânt va face să ardă inima în tine, să spui, Doamne, sunt în fața autorității tale și vreau ca acest cuvânt să fie autoritate și să fie adevăr în viața mea. Nu poți să schimbi un om prin argumente dacă cuvântul nu-l schimbă. A încercat să schimbi pe cineva prin argumente personale este o iluzie. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu schimbă viața unui om, nimeni nu-l poate schimba. Este doar puterea Scripturii, care acceptată, însușită, crezută în viață, poate schimba viața unui om. Dacă aceasta nu schimbă viața unui om, niciodată argumentele noastre umane, cât de elaborate, logice, înțelepte ar fi, nu vor putea să schimbe viața unui om. De aceea repet acest aspect. Cum sunt eu în fața cuvântului? Mă plec, îl ascult, este o autoritate. Indiferent ceea ce spun oamenii, este un semn că-L cunosc pe Domnul Hristos, altfel pot să merg împreună cu El pe drum, pot să vorbesc despre El, El poate să-mi vorbească și inima mea să rămână rece și să n-am nicio reacție față de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul spune mai departe că la frângerea, când Domnul Hristos a frânt pâinea, a intrat la ei, a frânt pâinea și atunci L-au recunoscut. L-au recunoscut la frângerea pâinii. În momentul în care ești în prezența Domnului Hristos în adunare și îți amintești de moartea Sa, de dragostea Sa, de prețul pe care L-a plătit pe crucea Golgotei, în momentul în care El este viu și real în inima noastră și în mintea noastră, apare o reacție imediată. Dacă îl recunoști pe El, nu vei sta impasibil. Dacă îl cunoști pe El, nu vei sta inert, ci vei dori părtășia cu cei credincioși. Este semnul definitoriu pentru viața unui om credincios, dacă are Duhul Sfânt în inimă și dacă nu-L are, nu este a lui Hristos, și anume că El caută unitatea, caută părtășia. Pentru că este ceva pe care nu și-l propune de la sine, ci Duhul Sfânt, care îl mișcă și îl călăuzește spre unitate. Ucenicii aceștia, Biblia spune că Domnul Hristos nu a mâncat cu ei doi la masă, a frânt pâinea și s-a făcut nevăzut. Și a mâncat cu ceilalți 11 la oaltă. Domnul Hristos, El totdeauna dorește unitatea.
Domnul Hristos prin Duhul Sfânt lucrează unitatea și Duhul Sfânt în viața unui om credincios va lucra totdeauna unitatea. Lucrurile sunt clare și Biblia le prezintă în detaliu. Și Biblia spune foarte clar că ucenicii aceștia, tocmai când l-au recunoscut, nu l-au mai văzut. Dar pare un paradox și mi-am pus întrebarea, Doamne, cum este posibil așa ceva? Tocmai când îl vezi și îl recunoști pe Domnul Hristos, îl cunoști, el să dispară? Ne punem și noi întrebarea, cum puneau ucenicii odinioară, Rabi, unde locuiești? Unde te-ai dus, Doamne? Și răspunde Biblia prin Efeseni 3:17, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Când îl cunoști pe Domnul Hristos, îl vezi în frați. Aceasta este regula cunoașterii Domnului Hristos. El devine nevăzut, dar îl vezi prin frați. Este aproape un joc de cuvinte, dar nu este așa, este o realitate. Când îl cunoști pe Domnul Hristos, el nu dispare, ci vezi unde locuiește el. Și locuiește în cei credincioși în biserică, acolo este el. Când înțelegi că Domnul Hristos locuiește în inima credinciosului prin credință, te raportezi cu totul diferit la frați, pentru că te raportezi la persoana Domnului Hristos. Punea Petru întrebarea, Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu? Când va păcătui împotriva mea și în traducerea noastră, aproapele meu, pronumele acesta este cu majusculă. Este parcă acea întrebare care spune, Doamne, cum să mă raportez față de acela care este al Tău, este proprietatea Ta. Și dacă este al Tău, Doamne, este pecetluit, este arvunit prin Duhul Tău cel Sfânt, înțeleg că Tu locuiești acolo și ca atare alta trebuie să fie abordarea mea și atitudinea mea față de frați. Iată ce înseamnă acest aspect. Când îl cunoști pe el, îl vezi în frați. Și când îl vezi în frați, nu-l vezi doar la modul acesta verbal, cum recunosc că el locuiește în frați, ci îl recunoști prin felul în care te porți cu frații. Prin felul delicat, atent, tandru, spiritual, călăuzit, prin care te raportezi față de frați. Pentru că lucrul acesta este extrem de important. Evrei 11:27 vorbea cuvântul despre Moise. Spunea, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Este această expresie a Scripturii. Să poți să spui, ca și cum aș vedea în frate pe cel ce este nevăzut. Așa se înseamnă să-L cunoști pe Domnul Hristos. Dacă te uiți la un frate ca la un paria, dacă te uiți la un frate ca la un om pe care nu vrei să-L vezi, n-ai nicio călăuzire. Nu-L cunoști pe Domnul. Pentru că Domnul Hristos locuiește în biserică și credinciosul va spune ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Înseamnă să te apropii de biserică, de frați, de surori, înțelegând dincolo de acele posibile imperfecțiuni ale vieții noastre, prețul răscumpărării Domnului Hristos și implicit persoana sa slăvită în ființa unui frate credincios. Și acum ne apropiem de un subiect și anume cum te raportezi față de biserică. Efeseni 5:25-30, cuvântul spune clar, Hristos a dat pe sine însuși pentru biserică, pe sine pentru biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ce este biserica? Este nestemata cerului. Ce este biserica universală și în mod particular biserica locală ca mădular al trupului Domnului Hristos local? Este prețul pentru care Domnul Hristos a dat viața. Este esența morții Domnului Hristos. El pentru biserică a murit. Și Dumnezeu lucrează la această biserică. Domnul Hristos lucrează la această biserică prin Duhul Sfânt ca să o înfățișeze înaintea sa slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Când îl cunoști pe Domnul Hristos, te racordezi, te sincronizezi cu lucrarea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt este în viața unui credincios, el va reproduce lucrarea Domnului Hristos în viața noastră. Și dacă Domnul Hristos lucrează cu drag și îngrijește cu drag biserica, credinciosul se va raporta față de frați cu drag și îi va îngriji cu drag. Iată un test elementar pentru viața noastră. Cum mă raportez eu față de frați, față de surori? Dincolo de posibile limite umane, simpatii sau antipatii, este vorba de călăuzirea Duhului Sfânt. Domnul Hristos își îngrijește cu drag biserica și credinciosul, dacă are Duhul Sfânt în inima sa și nu se poate să nu-l aibă dacă este al lui, se va raporta de aceeași manieră față de frați. Îi va iubi, îi va fi drag de ei, se va apropia de ei și îi va îngriji, le va purta de grijă. Când samariteanul l-a găsit pe acela care era căzut de tâlhar, Biblia spune că a avut grijă de el și l-a dus la un han. Este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne arată și anume acela care îl cunoaște pe Domnul Hristos ca Domn și Stăpân
va reproduce în viața lui lucrarea Duhului Sfânt, așa cum Domnul Hristos o desfășoară în biserica sa slăvită. Versetul 29, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Cine și-a urât vreodată trupul? E exclus așa ceva, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Este impresionant acest adevăr și anume, cuvântul spune nu doar aspectul acesta spiritual, noi trupul, biserica și Domnul Hristos capul, ci prezintă și mai profund legătura aceasta de ființă între noi și El. Și spune, suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Dacă ești carne din carnea Lui, înțelegi că ești un mădular în trupul Domnului Hristos și orice mădular care suferă, întâi de toate suferă Domnul Hristos. Când afectezi starea și condiția unui credincios, când un mădular suferă, afectezi plinătatea trupului Domnului Hristos. Pentru că biserica este plinătatea Domnului Hristos. Și dacă un mădular prin viața mea este influențat în rău, nu fac altceva decât să afectez plinătatea, desăvârșirea trupului Domnului Hristos. Nu fac altceva decât să interferez, să fiu antagonic cu lucrarea Duhului Sfânt, care caută unitatea, care caută binecuvântarea, armonia în trupul lui Domnului Hristos. De aceea Biblia spune, suntem os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Înțelegem noi acest aspect, credinciosul, os din oasele Domnului Hristos, este una în ființa sa și orice prejudiciu, orice manifestare grosieră față de un frate sau o soră, în esență se repercutează în mod direct asupra capului, care resimte în mod direct toate aceste dureri. Când îl cunoști pe Domnul Hristos, înțelegi suferințele sale. Apostolul Pavel spunea clar în Filipeni, să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor Lui. Și ne punem întrebarea, cam ce ar însemna părtășia suferințelor Lui? Din punct de vedere al lucrării misionare al Apostolului Pavel, cu siguranță El a gustat din plin părtășia suferințelor Domnului Hristos. Pentru că atâtea a îndurat pentru lucrarea aceasta a Evangheliei. De-a lungul istoriei, credincioșii au plătit cu un preț mare și cu viața ceea ce a însemnat mărturisirea numelui Domnului Hristos. Dar noi astăzi, în ce măsură noi astăzi putem aplica acest verset? Sau el este o realitate în viața noastră? Și anume să fim părtași suferințelor Lui. Trăim într-o țară în care este libertatea cuvântului. Să fii părtași suferințelor Domnului Hristos, l-aș vedea într-un mod particular, să simți când Domnul Hristos simte durerea. Să te doară când Domnul Hristos simte durerea. Asta înseamnă un cuget sensibil, asta înseamnă o viață curată. Asta înseamnă un caracter nobil lucrat de Duhul Sfânt. Nu poți să simți durerea când ești un caracter mai grosier. Când Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt un caracter nobil, vei simți când capul suferă durere. Te va durea când Domnul Hristos suferă durere. Și nu vei fi impasibil să fii părtaș suferințelor Lui. Aceasta înseamnă să-L cunoști pe Domnul Hristos. Nu doar să cunoști viața Lui, să cunoști relatarea Evangheliei, să cunoști Scriptura. Nu, ești părtaș suferințelor Lui. Prin ceea ce faci, te doare când capul suferă, când el suferă, prin cuvântul care îl spui, prin atitudinea care o ai, dacă ai Duhul Sfânt în inimă, dacă ești os din oasele lui și carne din carnea lui, dacă ai Duhul Sfânt în inimă și îl cunoști pe el, te va durea și vei simți când Domnul Hristos suferă. Și nu vei face un lucru sau altul, nu pentru că un frate te vede, nu pentru că știu eu, ai o anumită reținere, să nu-ți strici imaginea, ci nu vei face pentru că Duhul Sfânt îți spune, capul suferă. Domnul Hristos suferă și lucrul acesta este foarte important. Ce înseamnă transformarea? Frații lui Iosif înjunghe un țap, înmoaie haina lui Iosif în sângele unui țap și o trimit tatălui lor, Iacov. Și vezi dacă este cumva haina fiului tău. Impasibili! Oameni de piatră, oameni care n-aveau nicio sensibilitate. S-a jelit Iacov, n-a vrut să mănânce, nu era mângâiat și a pus un sac și a plâns după fiul său Iosif pe care îl credea junghia de fiare. Și spui problema, ce inimă aveau acești oameni? O inimă de piatră. Când Dumnezeu lucrează disciplina în viața lor, când Dumnezeu îi schimbă, avea să se schimbă radical viața acestor oameni și aveau să simtă suferința tatălui lor. Când faci un lucru și nu te doare, când faci un lucru și cugetul nu te mustră, când faci o faptă și nu simți durerea Domnului Hristos, ai o inimă de piatră. Pentru că Duhul Sfânt totdeauna lucrează noblețea, lucrează sensibilitatea, lucrează armonia, părtășia cu Domnul Hristos, în simțirea pe care o ai în părtășia cu suferințele sale. Și avea mai târziu Iuda să spună, nu vom citi acest loc, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Era acea schimbare fundamentală în care el pleda de o manieră magistrală cauza fratelui său Beniamin. Aproape că îți dau lacrimile când vezi această pledoarie extraordinară, măiastră acestui om Iuda.
Și spunea el la final, concluzionând, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Este dovada unei schimbări pe care Dumnezeu lucrează în viața unui om, care înțelege în fapta concretă durerea tatălui, înțelege în fapta concretă durerea Domnului Hristos, și aceasta este extrem de importantă. Repet, în viața de credință, să fii părtaș suferinților Domnului Hristos, dincolo de persecuție, de a suferi pentru Evanghelie, înseamnă să te doară când Domnul Hristos simte durerea. Când nu te doare și Domnul Hristos suferă, este un mare semn de întrebare. Este un mare semn de întrebare. Mai departe am dorit să punctăm câteva aspecte. Saul este omul care făcea prăpăd în biserică. Îl cunoștea el pe Domnul și pe departe. Cuvântul spune clar. În Fapte 8:3, Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică. Și în Fapte 9, când se descoperă Domnul Hristos, îi pune întrebarea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el nu-l cunoștea pe Domnul. Când îl cunoști pe Domnul, repet ceea ce am spus, te raportezi la biserică ca fiind acea comoară ascunsă pentru care Domnul Hristos a dat totul. S-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare. Și când te raportezi față de biserică, nu se poate să faci altceva decât să o îngrijești cu drag, decât să o hrănești, să simți împreună cu ea și să cauți unitatea ei, armonia ei, pentru că Duhul Sfânt face lucrarea aceasta. Și Saul făcea prăpăd și îi pune Domnul Hristos o întrebare. El nu-l cunoștea. Când îl cunoști pe Domnul Hristos, nu poți să faci așa ceva. Și pune întrebarea aceasta: ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul în vârful unui țepuș? Era capul care simte durerea, cele mai inferioare părți a corpului. Am spune noi, te doare, e mult mai sensibil degetul sau orice altă parte care are inervație mai bogată. Dar Domnul Hristos îi spune: Saule, tu în trupul tău, dacă ai aruncat cu piciorul într-un țepuș, te-ar durea, nu? Tu ai simțit durerea, ai bine, așa sunt și eu. Când lovești, când înțepi, eu simt durerea, care sunt capul. Și ți-e greu să faci asta în viața personală. Cu cât mai greu trebuie să-ți fie să faci asta în viața de adunare. Este impresionant acest aspect, să înțelegem că fiecare mădular, cât de mic, mare, important sau neimportant în opinia noastră ar fi, Domnul Hristos simte durerea pentru orice mădular care este întristat. Pentru orice mădular care este îndurerat, care este rănit, care este apăsat, care este defăimat, Domnul Hristos simte durerea. S-ar fi greu să te înțepi singur, evident, e normal. Cu cât mai greu ar trebui să-ți fie în viața, să ne fie în viața personală, să aducem cumva vreun prejudiciu trupului Domnului Hristos. Semnul că Saul l-a cunoscut pe Domnul Hristos a fost ascultarea. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. El era un leu, Dumnezeu îl transformă în el, și semnul că el a cunoscut pe Domnul, care i s-a revelat pe drumul Damascului, era acesta: intră și un frate, Anania, îți va spune ce trebuie să faci. Când îl cunoști pe Domnul, semnul distinctiv este că asculți, nu se poate altfel. Este axioma Scripturii, nu putem exclude cuvântul lui Dumnezeu. Și Saul din Tars de Odinioară intră în cetate și acolo, în starea lui de miel schimbat de Dumnezeu, ceea ce îi se spune, aia face. Este schimbarea pe care Dumnezeu o face. Samuel Odinioară îl cheamă Dumnezeu și Biblia spune, Samuel nu cunoștea pe Domnul, căci cuvântul Domnului fusese descoperit. Și înainte să-l cheme pe Domnul, Samuel are o manifestare care arată caracterul său. De ce? Locuia în templu, în cort, acolo unde era chivotul Domnului. Și când îl cheamă Dumnezeu pe Samuel și descoperă, vrea să-i descopere cuvântul, Samuel alargă la Eli și spune, el vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Când Dumnezeu ți se revelează, când el se face cunoscut, când îl cunoști pe Domnul, este inevitabil ascultarea. Ascultarea, pe de o parte, pe orizontală, și ascultarea, întâi de toate, pe verticală. Sunt chestiuni care se implică reciproc și care nu pot fi luate disociat. Și Samuel este omul care, iată, aleargă la Eli. Și aceasta este dovada unui om care îl cunoaște pe Domnul. Și anume, are grijă de cei din jur. Când Domnul te cheamă, când el ți se face cunoscut prin cuvânt, când persoana sa slăvită, caracterul său, ființa sa este revelată, de fapt, în viața noastră, vei alerga la frați și vei pune întrebarea, ce pot să fac pentru tine? Cu ce te pot ajuta? Este grija pentru frați. Îngrijești biserica, pentru că Duhul Sfânt îți spune dorința aceasta în inimă și este ceea ce Samuel a experimentat în viața sa. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ioan 10:4, oile mele ascultă glasul meu. Când cunoști un om, o mamă, un frate, o soră, un prieten și vorbești cu el frecvent, evident că îl recunoști vocea imediat. De ce oare nu recunoaștem vocea Domnului Hristos? De ce oare voia lui ne este uneori străină și nu o putem diferenția? Răspunsul este simplu, pentru că nu asculți des glasul Domnului Hristos. Cuvântul spune în Ioan 10, versetul 14, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Este simplu. Nu se duc după un străin pentru că nu cunosc glasul străinilor. Credinciosul care ascultă glasul Domnului, credinciosul care este familiarizat cu voia lui Dumnezeu, care l-a cunoscut pe Domnul Hristos,
El fuge de străini. El îl cunoaște pe Domnul Hristos și ca atare cunoaște glasul lui. Este oare uneori un așa mare examen să înțelegi voia lui Dumnezeu? Nici de cum. Problema se pune cât ai din Domnul Hristos, cât l-ai ascultat pe El, cât de familiarizat ești cu glasul Lui. Și dacă ești familiarizat cu glasul Lui, îi recunoști voia. Când un om nu-l asculți sau nu-l auzi de multă vreme și poate te sună, nu-i recunoști glasul, dar cine ești, cu cine vorbesc, cu cine am plăcerea. Când însă vorbești El în mod constant, îi cunoști glasul. Ori de câte ori în viața credinciosului apar confuzii, dileme de voia lui Dumnezeu, uneori antagonice ca manifestare, este vorba de lipsă de părtășie cu Domnul. Este vorba de lipsa de cunoaștere a glasului Său. Este vorba de lipsă de timp alocat Domnului Hristos, indiferent ce declarații am face noi. Și încheind, aș spune așa, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, timpul s-a scurs, Filipeni 3:10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. A-L cunoaște pe Domnul Hristos, iată, implică puterea învierii Lui. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Ce înseamnă omul înviat? Omul adamic? Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. O femeie credincioasă s-a întors la Domnul și înainte fuma. Și fuma cu patos. Și când s-a întors la Domnul, vechile practici nu o cruțau. Și nici în viața credincioșilor, vechile practici, înainte de a te întoarce la Domnul, nu-i vor cruța. Se vor manifesta de o manieră mai mare sau mai mică dacă nu există acea pocăință reală în viață. Și femeia aceasta spunea, sora aceasta spunea, când vine dorința de a fuma, spun, Doamne, eu sunt răstignit împreună cu Tine. Și ca atare, dacă mâinile mele sunt crucificate, cum pot eu oare să iau țigara și să o duc la gură? Este acest exercițiu spiritual, de drept suntem răstigniți împreună cu Domnul Hristos, omul cel vechi este crucificat. Și de facto este această conștientizare a poziției noastre în Domnul Hristos. Dacă limba o ia pe cărări greșite, să-i pui un piron în ea și să o pui pe cruce, pentru că omul adamic a fost răstignit împreună cu Hristos. Dacă mintea o ia pe cărări greșite, să-i pui și ei un piron. De ce? Pentru că omul adamic a fost răstignit împreună cu Domnul Hristos. În Spania, oamenii au făcut o centrală care valorifică energia solară. Și pe aceste zone deșertice, unde este cer senin, în majoritatea timpului, sunt mii de oglinzi care au o dispoziție concavă și care toate reflectă lumina spre un singur punct, un turn central unde temperatura convergentă a acestor raze solare este cumulată și atinge un punct de sute de grade, acolo apa fierbe și se produce energie ecologică. Ce vreau să spun este acest aspect, credincioșii, ei când îți întorci privirea spre Dumnezeu, te umpli de bucurie și nu ți se umple fața de rușine, noi suntem asemenea unor oglinzi, noi reflectăm slava Domnului Hristos. Și dacă toți privim la Domnul Hristos, nu se poate să nu avem acela rezultat, să nu avem părtășie unii cu alții, să nu avem unitate și bucurie în biserică. Dacă ești o oglindă care reflectă caracterul Domnului Hristos, oglindă curată, care îți găsește energia în El, în lumina care vine de la El, în Domnul Hristos, și dacă ai focalizarea corectă spre El, te vei întâlni în focalizarea ta cu toți frații care sunt biserica și care au aceeași focalizare, și anume Hristos să fie proslăvit. Cum spunea Apostolul Pavel, în trupul meu, fie prin moartea mea, fie prin viața mea. Dacă însă ai focalizare diferite, nu te mira că ai rezultate diferite. Biserica Domnului Hristos este compusă, în mod metaforic, din această mulțime de oglinzi care își găsesc energia, resursa, în părtășia cu Domnul și o focalizează spre gloria Domnului Hristos într-un singur punct. În biserică nu contează opinia mea, nu contează convingerea mea, nu contează punctul meu de vedere să-l impun, ci contează ca Domnul Hristos să fie glorificat. Dacă El nu e glorificat, evident sunt pe un teren greșit. Dumnezeu să ne ajute ca, iată, aceste aspecte să fie realități în viața noastră. Și anume, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, să nu fie o întrebare de reproș, retorică, și să spunem, Doamne, am ani de zile cu Tine, dar vreau, Doamne, să Te cunosc mai mult, să fiu părtaș suferințelor Tale și Duhul Tău cel Sfânt să lucreze caracterul meu, să lucreze armonia în viața mea și prin tot ceea ce fac să fie o oglindă care converge împreună cu toți credincioșii Tăi spre glorificarea Domnului Hristos. Amin. Amin.